seara. Eu am pregătit o surpriză pentru voi, jurați. Cred că mama s-a bucurat că n-a mai văzut așa ceva de la un băiat și cred că aș mă felicită. Roberto Lozovanu, tu ești în top 4! Eu sunt mândru că am trecut mai departe, să nu mai risc, sunt foarte bucuros. Eu aș vrea ca în finală lumea să mă voteze, să impresionez și juriu și să fiu pe placul lor și pe placul la toți. Vreau să cuceresc publicul, telespectatorii și acei care se uită la televizoare, calculatoare. Și acest ornament le plac doamnelor și domnișoarelor, care el poate fi asemănător ca un buchet de flori. Iar acest ornament este tip pe toate fețele cubului. Adică talent în toată Moldova. Iar acest buchet de flori este dedicat pentru toate domnișoarele, mamele și pentru toate bunicile. Și pentru toți fanii mei, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. El a pornit un nou curent în Moldova. Iar astăzi ne va convinge că acesta își are rostul în arta autohtonă. Doamnelor și domnilor, micul cubist Roberto Lozovanu. Bună seara! Am pregătit o poveste pentru voi. Sărbătorile de iarnă reprezintă un moment magic cu zăpadă, cu lumini sclipitoare și cu Moș Crăciun, unde mereu trebuie să fie alături mama. Și numai decât, mereu trebuie să fie și tata. Ce fel de Crăciun fără brad? Aici este un brad deosebit și o să-l împodobesc cu ornamente și o să-i pun câteva cadouri jos. Acest ornament este adică de la idee. Și acest ornament se cheamă zigzag. Și acest ornament se cheamă orhidee, adică să dăruim cât mai multe flori la oamenii dragi și cunoscuți. Acum vreau să vă simțiți și voi copii. După cum vedeți, avem 48 de cuburi gata amestecate. Rog juriu ca să aleagă un cub de la 1 până la 48 și acel cub eu o să rezolv cu ochii legați. Rog acum asistentul ca să vină să-mi lege ochii și să-mi aducă cubul. Vă rog. 7.
Acest exercițiu presupune inteligență, memorare și multă atenție. Rog să se stingă muzica. E că aici eu m-am născut. Sărbători fericite Moldovei. Vă mulțumesc. Roberto Lozovanu. Extraordinar, bravo. Bravo. Mulțumesc frumos. Bravo, Roberto. Acolo te-ai născut tu, unde? La? Moldova. Și acolo ce localitate? Strășeni. La Strășeni, asta vreau să aud. Să se mândrească tot Strășenul cu tine. Și toată țara. Nicu, tu de multe ori ai spus că în sezonul 2 avem talente la pătrat. Iată un reprezentant de talent la cub. La cub, aș spune, da. Roberto, este absolut impresionant ceea ce faci tu. Eu nu-mi vine să cred încă o dată că tu ai făcut acel cub cu ochii închiși și l-ai rezolvat. Eu chiar jur. Noi toți trei în viața noastră n-am putut să facem, să rezolvăm acest... Cu ochii deschiși, în mod normal. Noi trei, patru oameni maturi stăm și o punem o fațetă, doar o culoare. Adrian Ursu nici atât nu poate să facă, crede-mă. Important e că Nicu știe să facă acest lucru. Noi aici vreau trei maturi. De-aia... Mulțumesc. Sunt convins că toți cei care te văd și noi cei care te-am văzut acum din sală și acasă, o putem spune că Moldova are un talent nelimitat prin tine. Ești excepțional. Mulțumesc. Și sper să aibă mai mult talent. Măi, Roberto, tu ești atât de talentat, știi de ce? Pentru că eu mă uit la tine și tu te grăbești. Tu te grăbești să faci multe, multe minunății, da? Așa. Și grăbindu-te ceva se scapă, ceva, dar ești minunat. Și spune-mi, te rog, chiar nu se vede nimic prin cărpăcea? Nu, dacă vezi, chiar vă dau să... Nu. Hai să încerc eu să văd. Te-a luat Adrian. Nu se vede nimic. Chestia că Adrian mai are și al treilea ochi aici. Asta a fost în semifinal. E machiat acum. Bravo. Ești bravo, bravo, dar nu se vede nimic. Aplauze. Tania? Da, vreau și eu să-i spun că el este... Așa, micul formidabil. Eu mă gândeam încă în audiții că e impresionant ce face, dar oricum aveam o curiozitate. Oare o să ne uimească și la semifinale? În semifinale ne-a lăsat mască și azi vreau să zic că iarăși ai făcut același lucru. Ești bravo, bravo, bravo. Mulțumesc frumos. Te pup. Mulțumesc. Nu doar mască, v-a lăsat portret pe toți trei. Da. Deblocați telefoanele voastre, la fel de repede precum Roberto Lozovanu strânge cubul Rubik. Și votați-l cu maxim 5 mesaje și 5 apeluri la numărul scurt 3903. Dar numai după ce vom spune noi start vot, Roberto Lozovanu.